găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Da, tensiune maximă în guvern și o să vedeți mâine ce lovitură poate să dea Marcel Ciolacu, nouă premieră, apropo de o întâlnire esențială la guvern. În egală măsură o să vedeți și anunțuri esențiale în exclusivitate în această seară la România TV. Ministrul Energiei va fi aici în direct și va preciza ce se întâmplă cu facturile, dar și cu plățile din PNRR, unde fostul ministru a uitat două amănunte esențiale, ca să le numim așa, ceea ce ar putea să se traducă în miliarde de lei. De asemenea, doamnelor și domnilor, avem o știre foarte importantă care vine și pe surse și pe informații directe de la ucrainieni. Nu știm dacă face parte din dezinformarea de război, dar este o informație cât se poate de periculoasă, care poate genera o alertă la nivelul statului român. Cum bine știți, doamnelor și domnilor, și aș vrea să vă arăt chiar acum, în urmă cu vreo două săptămâni, un baraj a fost răpuns de ruși. Dacă ne uităm pe Telegram, chiar rușii confirmă acolo că au distrus acel baraj, dar, atenție, toată acea apă strânsă a măturat în cale sate, animale, case, motiv pentru care pe cursul Niprului a ajuns în delta Niprului, adică gură de vărsare în mare, și de acolo toată lumea se întreabă ce se va întâmpla și ce e în apă, apropo de zona care intră în România, începând cu delta Dunării până la Vama Veche, ca să spun așa, locul litoralului sau partea de litoral românesc. Una dintre alerte, repet, nu știu dacă este dezinformare de război sau nu, este că printre bacteriile periculoase care s-ar afla în această apă și pentru care ucrainienii au închis parțial plajele lor, este bacteria holerei. O boală extrem de gravă pe care n-am mai văzut-o în Europa de foarte multă vreme. O mai vedem așa în state africane și atunci când se descoperă 1, 2, 3 cazuri, restricțiile sunt de sute, dacă nu de mii de ori mai dure ca în cazul pandemiei de COVID. De altfel, guvernele democratice nu prea au tratamente. Adică există un tratament cu antibiotice, dar nu au planuri la nivel de țară cu așa ceva. De aceea încercăm în această seară, doamnelor și domnilor, să vedem de fapt ce se întâmplă, dacă suntem într-o dezinformare de război sau poate într-un real pericol. Și aș vrea să vă mai arăt niște imagini cu acordul dumneavoastră. În urmă cu câteva zile, un jurnalist independent a ajuns pe plajele ucrainiene care, cel puțin din informările pe care le avem astăzi, ele sunt închise. Atenție! Bacterii periculoase, spun ucrainienii, poate și bacteria holerei, și vedem aici, doamnelor și domnilor, rămășițe de animale, case, acoperișuri, practic tot ceea ce a măturat în cale acea viitură după ruperea, distrugerea barajului. Și vreau să vi prezint și pe invitații din această seară: Alexandru Cociș, opoziție, Florin Manole, PSD, Ciprian Purice, jurnalist, și avocatul Gheorghe Piperea. Și dacă e posibil, pe imaginile acestea filmate cu circa 5-6 zile în urmă de jurnalistul independent pe plajele, repet, ucrainiene, trebuie să vă spun că aici în România, cel puțin din zona Ministerului Mediului, e un soi de alertă, pentru că zilnic se fac analize de apă. Apă sărată, pentru că în linie dreaptă între delta de vărsare a Niprului și partea românească, adică începând cu delta Dunării până la Vama Veche, sunt cam 300 de kilometri în linie dreaptă. Aș vrea să încep cu fostul ministru al Sănătății, domnul Florin Bodog. Sper să-l avem în direct. Bună seara, domnule Bodog! Întrebarea mea primă este, dacă puteți explica așa pentru toată lumea, ce-i holera asta și de ce ar putea să fie un adevărat pericol? Pentru că noi, în lumea civilizată, am mai văzut cazuri de holeră în ultimii 20-30 de ani, aproape exclusiv pe continentul african, și dacă ne uităm ce s-a întâmplat acolo, autoritățile au luat niște măsuri draconice de, să spunem așa, limitarea afocarelor. Dar mai întâi să explicați ce-i holera.
Bună seara! Să rămână bună seara! Cholera e o boală infecțioasă produsă de o bacterie, vibrionul cholerei, care practic este extrem de agresivă în sensul că în 24 de ore te poți deshidrata, poți să pierzi 10-15 litri de lichid pe zi și dacă cel care te tratează nu se prinde că e holeră, mori. Ideea este că, din punct de vedere al pericolului în ceea ce privește aceste viituri, este total o dezinformare, pentru că acest vibrion nu trăiește în apa sărată. Așa este o veste bună, deci nu are cum să trăiască în Marea Neagră. Motivul pentru care se fac determinări sunt date de faptul că există posibilitatea de poluare sau, mă rog, fiind zona de război și această posibilitate de a polua apele cu tot felul de substanțe chimice, pentru asta se fac determinări, dar asta se fac în mod uzual, poate că în momentul de față se fac mai des. Dar din știți foarte bine. Pe care le-am eu de la domnul profesor Străinu Cercel. Vă rog. În schimb, la zona în care se varsă prutul în Dunăre, există o zonă endemică de holeră, de unde mai apar din când în când cazuri care sunt tratate însă în spitalele din România și se tratează cu tetracicline și cu doxicilină, însă singura condiție ca rezultatul să fie bun și să nu existe probleme este ca pacientul să ajungă foarte repede la medic și să ajungă într-o secție de boli infecțioase. Dar, domnule ministru, asta vreau să vă întreb, să reducem totul la absurd, pentru că așa am precizat și eu de la început. Nu-mi dau seama dacă e dezinformare de război, dacă cine vrea să panicheze sau nu vrea să panicheze. Dar ce ar însemna, în mod ipotetic, pentru un stat ca România, un stat care are o circulație liberă, atât avem dinspre Ucraina circulație liberă, cum bine știți, refugiații și nu numai, și o circulație liberă din România către alte state, să fie persoane care să fie cărăuși pentru această bacterie a holerei, adică e vreun stat civilizat pregătit să acționeze în cazuri multiple într-o astfel de patologie? Acum, e destul de puțin probabil și vreau să-i liniștesc pe telespectatorii dumneavoastră, e destul de puțin probabil să ajungă vreun caz cu holeră în România, pentru că, așa cum v-am spus, evoluția este fudroiantă și nicio companie nu l-ar îmbarca, pentru că are simptomatologie care se vede cu ochiul liber, adică nu... Dar știți că noi, oamenii trec și pe jos și mulți poate să o confunde cu dizenteria sau cu o afecțiune gastrică. Dacă trece pe jos, nu ajunge. Adică nu are cum să ajungă, pentru că moare în 24 până la 48 de ore. Deci nu are cum să ajungă la noi, foarte greu să ajungă la noi, adică chiar prin absurd. În ceea ce privește o afluență mare de cazuri, eu cred că toate statele, orice stat civilizat ar avea o problemă de tratament și de izolare a acestei boli, însă, repet, suntem în siguranță, pentru că această bacterie moare în apa sărată. Da, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Aș vrea să vedeți și ce a declarat ministrul Sănătății la această întrebare. Repet, pe partea românească, mai ales pe partea Ministerului Mediului, zilnic se fac analize pentru apa de mare, dar și din zona aceasta a graniței cu Ucraina. Să vedem ce a spus domnul Rafila. Niciun pericol și eu sfătuiesc toți românii să meargă la mare. Nu e niciun fel de pericol din acest punct de vedere. Aș vrea să vă spun câteva opinii care nu sunt legate neapărat de calitatea mea de ministru, ci mai degrabă de cea de microbiolog. Vibrionul holeric produce îmbolnăvire atunci când este înghițit în cantitate mare din ape, care sunt poluate, dar nu se referă la apa de mare. În general, nu bem apă de mare. Da, liniștitor mesajul domnului Rafila, dar vreau să merg și aici în platou și de asemenea să-l salut și pe domnul Radu Golban, care are și o emisiune importantă la un post de radio, iar acolo domnia sa a prezentat niște studii științifice extrem de complicate, dar vă spun eu așa pe scurt,
un fel de legătură între cei care s-au îmbolnăvit de COVID și riscul lor, sau cum reacționează riscul lor în cazul în care se îmbolnăvesc, de exemplu, de holeră. Adică ceva se pune la cale, nu știu dacă există un risc real, dar cineva se joacă în momentul de față sau vrea să genereze precauție pentru populație și din această perspectivă. Dar aici, în platou, vreau să întreb așa și aș începe cu domnul Piperea, un răspuns scurt, dacă e posibil. La ce asistăm? Adică, clar, totul pornește de la ucraineni și acolo nu putem ignora o dezinformare în logica războiului. Părerea mea este că nici măcar logica războiului nu permite dezinformarea sau puțin mai grav, dar tot atât de, cum să-i spun, de preocupant, ascunderea unor realități, dacă realmente se întâmplă să se fi infectat în vreun fel sau altul apa Nipru-lui cu acest vibrion al holerei, a nu spune ce se întâmplă în așa fel încât vecinii să ia măsuri, este criminal. Deci, repet încă o dată, eu sper să nu fie vorba despre o dezinformare, pentru că nici măcar logica războiului nu permite o astfel de dezinformare. Nu mai este vorba doar de a-i învinge pe ruși într-o astfel de situație, e vorba de a-i pune la pământ pe aliații tăi. Iar noi, deocamdată, suntem aliații Ucrainei. Opoziția, cum privește această chestiune? Sau, nu știu, poate, cum ne spunea înainte de emisiune domnul Manole de la PSD, e bine să ne întrebăm și cine câștigă. Adică câștigă cineva din faptul că poate lumea se sperie și nu se mai duce acum pe litoral? Noi, la Bulgari, sau mai știu. Nu cred că sunt motive de panică după ce am ascultat specialiștii care ne-au spus exact dacă trăiește sau nu trăiește acest virus în apa mării, în apa salată. Dar eu mă gândesc, care e ideea? Nu doar prin apa mării poate să ajungă. Adică există și frutul, există... E adevărat, dar în condiții de război pot să iau în considerare, nu știu care este adevărul, dar pot să iau în considerare și faptul că Ucraina vrea să-și țină propria populație departe de țărm în acest context al războiului. De aceea ziceți că au închis plajele. Probabil că este o metodă de a speria propria populație, pentru că oamenii stau destul de închiși de foarte multă vreme și probabil că există această tentație de a te duce la plajă. Probabil că există foarte multe riscuri de securitate pentru ei cu oameni care, nu știu, stau la plajă, nu, probabil ruși. Nu știu, problema ruși cu plajele, și unul dintre motivele principale pentru care au închis plajele este și acela că există minele marine. E adevărat, da? Mă gândesc. Ruși, adică... da, astea existau și anul trecut și nu le-au închis. Poate ar fi mai multe acum, dar oricum n-aș asemăna litoralul unei țări într-un conflict în care țara respectivă nu mai deține controlul pe apă, pentru că, într-adevăr, acum Ucraina nu deține controlul pe apă și porturile ei sunt sub asalt, cu litoralul unei țări, România sau Bulgaria, care e totuși în o perioadă de pace, din punctul ăsta de vedere. O mare parte din populația, nu doar a României, ci a planetei, încă mai crede, poate justificat, hai să nu numesc teoria conspirației, ci în ideea așa, că virusul COVID, au spus-o și americani într-un raport oficial al Senatului, s-a făcut în laborator. Ne-am trezit cu o pandemie. Nimeni nu prea a înțeles ce Dumnezeu a fost pandemia aceasta. Nu știu, există riscul să ne trezim acum cu un virus, cred că de sute de ori mai urât, mortal, spuneți cum vreți. Acest virus al holerei? Știți că se spune așa, domne, pe planetă trebuie să fim mai puțini, mai... Nu știu, planeta încă... După ce au vorbit specialiștii, e greu să vin eu acum ca politician să spun alte lucruri decât... În ianuarie 2020... Ziceau că e doar o gripă. Știu. Exact. Știu. Dar există două diferențe. Una este aceea că holera n-ar fi o noutate în istoria omenirii. Nu, dar nicio adică țară omenirea nu a trecut și a gestionat holera. Protocoale pentru a o combate într-un fel sau altul. La nivel de secol XIX, țara românească gestiona holera cu mijloacele secolului XIX. Exact, suntem în 21. Sper că în secolul 21 există mai multe mijloace, inclusiv medicale. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mă bucură știrea asta că există niște verificări periodice. E un lucru care trebuie făcut, chiar dacă nu e foarte probabil să existe această problemă, dar e bine să ai verificări. Bun.
Haideți să vedem ce a descoperit și domnul Radu Golban. De câteva săptămâni bune în emisiunea domniei sale de la radio vorbește sau prezintă publicului larg niște studii medicale incontestabile din, nu din reviste așa pentru toată lumea, ci reviste de specialitate, care arată așa un soi de legătură între COVID și holeră. Bună seara, domnule Golban. Aș vrea, și o să vedem câteva din aceste articole pe ecran, aș vrea să nu ne băgați foarte mult în genetică sau în chestiuni legate de medicină, dar încercați să ne explicați de fapt ce vreți să transmiteți omenirii prin prezentarea acestor studii. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamna Crețulescu, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru această invitație deosebit de onorantă. Moderez emisiunea la Cotidianul TV cu invitați oameni de știință din America, Australia, Brazilia, din toată lumea, în special cu profesori de neurologie. Deci, să spunem așa, nu ca să mă laud, printre primii 10 neurologi din lume au pus piciorul în emisiunea Compas. Ceea ce m-a interesat în ultimele săptămâni este în ce măsură coronavirusul, mă adresez oamenilor care cred că și acceptă că coronavirusul este o simplă virus respirator care trece cu un suc de morcovi. În ce măsură acest coronavirus poate facilita și alte pandemii? Iată că odată cu coronavirusul au crescut cazurile de poliomielită, iar de aproape 3 ani au crescut cazurile de holeră. Eu nu fac decât, și vă spun dumneavoastră și teleascultătorilor, telespectatorilor, nu fac decât să stoc de informații invitații mei într-o manieră elegantă. Ei trag concluziile, nu eu. Telespectatorii, în măsura în care înțeleg ceea ce invitații mei spun, au un plus de informație. Bun, dar acele studii, de fapt, ce arată? Că într-un anumit genom uman, după ce te-ai îmbolnăvit de COVID, ai dobândit alte particularități. Înțeleg că asta ar putea să fie legătura. Că, să o spunem mai tranșant, holera are șanse să vină la pachet cu acele proteine cu pliere eronată, numite prioni, care apar atât în contextul bolii corona, cât și în contextul vaccinării. Tot ce vine la pachet, cum este, de exemplu, și poliomielita, este un risc. Nu este interesant dacă mergem la mare sau nu mergem la mare. Închide Ucraina ștrandurile sau nu le închide. Este neinteresant ce spune domnul ministru. Holera este o bacterie, nu este un virus. Poliomielita este un virus. Această bacterie de holeră constă din două componente. Una numită toxina A, cealaltă numită toxina B. Această toxină B, să o comparăm cu un lipici din două componente, A și B. Această toxină B coabitează cu acești prioni, cu acele proteine cu pliere eronată pe care le-am observat și despre care s-a scris că formează structuri de amiloizi fibril, acele structuri cristaline atât în sistemul cardiovascular cât și în creier. Îndată ce această toxină se întâlnește cu aceste proteine cu pliere eronate, începe un mecanism în care transformă această componentă B în componentă A. Este mecanismul prin care holera, de fapt, beneficiază de intrare în organism în virtutea acestor prioni. Deci, asta ce înseamnă așa în traducere liberă? Adică un om care a avut COVID are prionii ăștia mai activi? Da. Ca să nu ne amendeze cineva, ar putea teoretic să fie mai susceptibil la holeră decât dacă nu a fost în contact cu o boală prionică. Aha, deci cei care au avut COVID, spuneți că ar avea o mai mare vulnerabilitate a organismului pentru așa ceva. Exact. Eu cred că jumătate planetă a avut COVID. Corona este asociată cu o boală prionică. Aha. Mama acestor boli prionice este așa zisa scrapie. Iar de zeci de ani se știe că scrapia vine la pachet atât cu poliomielita, cât și cu holera. Deci cei care ne spun că ar trebui să ne așteptăm în viitor la alte pandemii,
probabil acești experți sau oameni de știință cunosc mecanismul prin care o astfel de pandemie precum este corona, care nu este la prima încercare a omenirii. Găsim nenumărați neurologi compară corona, pandemia corona cu encefalita letargică care a debutat. Acestea sunt detalii medicale. Important ceea ce ne-ați transmis și de aceea, pe fondul acesta, așteptăm în continuare o vigilență maximă de la autoritățile române și acum un nou breaking news, doamnelor și domnilor. Ei bine, întâlnire decisivă mâine la guvern, o întâlnire majoră pentru noul premier Marcel Ciolacu, apropo de un virus ucigaș de aici din România numit inflație și prețuri foarte, foarte mari. Marina Cioacă ne dă detalii chiar acum. Bun găsit! Bună seara, bun găsit tuturor! Mâine de la ora 15, spun sursele noastre, premierul Marcel Ciolacu se va întâlni aici la Palatul Victoria cu reprezentanții industriei de retail din România. Asta pentru că guvernul vrea să adopte o schemă prin care adaosul comercial la alimentele de bază să fie plafonat la un anumit nivel. Însă înainte să se ia această decizie, Marcel Ciolacu vrea să se consulte și cu acești reprezentanți ai industriei de retail și mai apoi să vină cu o ordonanță de urgență în acest sens. Mulțumesc mult, Marina! Merg la jurnalistul Ciprian Purice. Bun găsit, domnule Purice! Dacă ne uităm pe programul de guvernare al noului premier și al coaliției PSD-PNL, de fapt asta este prioritatea zero, pe lângă diverse multe vouchere. El sună bine, sună așa ca la programele de guvernare ale PSD-ului de pe vremea lui Ponta, de pe vremea celor trei guverne când era Dragnea premier, dar e o mare, mare diferență față de acele perioade. Atunci România chiar era leul Europei, apropo de creștere economică, și aveam aproape zero inflație. Cred că am avut vreo 2 ani chiar și cu deflație. Adică mai e posibil lucrul ăsta acum? Sigur că e posibil, dar chiar dacă nu le va ieși, guvernul, indiferent de cine e condus și ce culoare politică are, e obligat să încerce. Să nu uităm că avem un exemplu pozitiv de anul trecut încă, din Franța, când Macron a chemat retailerii de acolo și au convenit comun acord, fără să dea o măsură legislativă, ca prețurile la alimentele de bază să fie ținute la un preț acceptabil. Mai mult decât atât, de vreo 2 săptămâni deja în Statele Unite au apărut niște studii și definesc un nou termen, ei zic gridflation, adică din englezescu lăcomie și inflație, ceva de genul, prin care au descoperit că deși producătorii au scăzut prețurile sau vând la un anumit preț, pe lanțul până la utilizatorul final, până la retail, crește foarte mult prețul pentru că apare specula. Sunt niște oameni care vor să câștige foarte mulți bani în aceste vremuri. Aici, cu aceste lucruri, numai un guvern se poate ocupa. Și poate și retailerii vin și explică, domne, și noi cumpărăm la preț mare de la distribuitori, dar un lucru e cert, cineva trebuie să facă ceva. Pentru că, deși noi avem inflație oficială de 16%, cine merge la alimente cumpărături de 100%, hai să vedem. Exact, știe că prețurile sunt mai mari și variază foarte mult de la o săptămână la alta. Ba scad, ba să scumpesc, e un haos. Ceea ce trebuie să facă și văd că face premierul Ciolacu și bine face, este ca cel puțin să stea de vorbă cu ei și să înțeleagă că, până la urmă, România nu e stat fără câini. Întrebare pentru reprezentantul PSD, pentru că avem o realitate în România. 95%, cred că, dintre retaileri sunt străini în România, nu prea avem retailer românești, mai ales dacă ne referim la marile lanțuri de magazine. Ce argument poate avea domnul Ciolacu în fața unor companii multinaționale străine, astfel încât, să zicem, să le determine să nu mai facă speculă dacă ele fac? Adică, care ar putea fi argumentul? Eu nu ești argument, i-aș spune model. Și există câteva modele în Europa. Antevorbitorul meu a zis despre Franța, dar există și mai aproape și Macron, de România. Au fost rezultate, mai ales că aceste... Mi-aduc aminte că o multinațională e chiar franțuzească, o știe. Așa este. Da, adică Macron obiective... avea ceva argumente, dar românul Marcel Ciolacu, ce să-i spună
acelei companii franceze. În primul și în primul rând, aceste obiective nu se referă la toate produsele pe care le are pe raft un retailer. E vorba de acele produse care sunt fundamentale pentru consumul populației. Care e argumentul românului premier Marcel Ciolacu în fața unor mega companii multinaționale? Că cum poți să le strângi de nas? Vă dau un exemplu. Afișarea la raft a prețului producătorului și prețului pe care îl are retailerul este un mod foarte clar de a semnala unui consumator un eventual caz de speculă. Acolo unde să zicem că cineva își pune deci, 300%. De exemplu, când te duci în Carrefour, Lidl și Mega Image ca să dau 3, o să vedem și prețul producătorului pe care o să vedem prețul. E un mecanism în care pot să conștientizezi cetățeanul dacă cineva Piperea, își poate jude are mecanismele astea. Românul premier Marcel Ciolacu sau poate avea el vreun argument serios, adică nu se face în gargară, în fața unor multinaționale de retail în speța asta? Are un argument legal, are două instrumente administrative, să sperăm că are și voință. N-am prea văzut asta până acum. Argumentul legal este următorul. Gridflation, de care vorbește domnul Purice, este un fenomen care se simte, dar e totuși marginal. Un fenomen mult mai extins e shrinkflation, care înseamnă altceva, înseamnă să se reducă volumul, cantitatea de produs, dar prețul să rămână la fel. De exemplu, ai impresia că cumperi un litru, 100 de, cât vine, 1000 de mililitri, pardon, de lapte și în realitate sticla aceea nu mai e de 1000 de mililitri, este de 800 de mililitri, dar acel preț este același. Se numește, repet încă o dată, shrinkflation, adică se păstrează prețul foarte ridicat, micșorându-se cantitatea, volumul de produs pe care îl cumperi. Ăsta este un comportament incorrect al comercianților, care este sancționat de două legi, de două seturi de legi. Este vorba de legea privind protecția consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorrecte, 363/2007, pentru domnul Ciolacu spun chestiunea asta, și este vorba de legea competiției, concurenței, care sancționează cartelul, legea 21/1996. Deci ziceți că are o șansă mâine. Are o șansă, da, instrumentele, să nu uităm de instrumente. Există un ANPC care e destul de curajos în ultima vreme și face niște controle și ANPC încă de mâine ar trebui să meargă în acele supermarketuri și să vadă dacă suntem înșelați la cântar cu o cauă mică și de asemenea există Consiliul Concurenței care ar putea să declanșeze încă cu un de mâine. Amendament aici. Aveți dreptate, doar că Consiliul Concurenței nu va putea livra un rezultat imediat. Da, ANPC are. Mai e o problemă, de aceea dau... Și este totul legal și este totul european, nimeni n-are ce să obiecteze. Problema e din următorul breaking news, pentru că avem deja un scandal în coaliție și o să vedeți aici unde vorbim de certificate ORNIS. În fapt, este vorba despre o, să spunem, nouă agenție Mamut, care va gestiona toate companiile de stat. Chiar acum, breaking news-ul. În direct este chiar acum șeful secției politice de aici de la România TV, Marius Gârlașiu, pentru că astăzi a avut loc un prim scandal în coaliție, așa pe scurt, tehnic, Mircea Brudan e propunerea PNL-ului pentru secretariatul general al guvernului. Domnia sa este refuzat teoretic de PSD pentru că n-ar avea un certificat ORNIS în regulă, doar că el a mai fost prin această instituție, avea acolo un certificat ORNIS, s-au dus, s-au întâlnit în coaliție și a ajuns la concluzia că nu ne-am înțeles. Explică-ne, Marius, te rog, care-i miza în povestea asta? Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. Într-adevăr, surse politice spun că miza reală a acestui scandal ar fi, de fapt, controlul asupra acelei agenții Mamut, cum spuneai și tu, acea superagenție înființată în luna mai printr-o lege adoptată din Parlament. Este vorba despre agenția care va gestiona și care va deține, de fapt, o controlul absolut asupra tuturor companiilor și societăților cu capital de stat din România. Sunt peste 1000 de societăți și companii naționale cu capital de stat din România. E bine, această agenție, superagenție din subordinea Secretariatului General al Guvernului, va controla toate aceste companii și societăți cu capital de stat, atenție, inclusiv firmele care se află astăzi în subordinea primăriilor sau consiliilor județene din România se vor afla în subordinea acestei agenții, agenție care la rândul său va fi controlată de Secretariatul General al Guvernului. De altfel, șeful Secretariatului General al Guvernului este omul care trebuie să propună premierului conducerea acestei agenții.
agenții. Realizăm astfel miza uriașă a scandalului care se poartă, iată, la 4 zile de la instalarea guvernului condus de Marcel Ciolacu, numirea viitorului șef al Secretariatului General al Guvernului. Asta în condițiile în care în această după-amiază Marcel Ciolacu s-a întâlnit la Palatul Victoria cu Nicolae Ciucă. Au discutat mai bine de 2 ore, însă sursele noastre spun că discuțiile au rămas în aer și nu s-a luat încă o decizie în acest sens, în condițiile în care Marcel Ciolacu a invocat faptul în aceste discuții, spun sursele noastre, că serviciile secrete din România, serviciile de informații, i-ar fi dat un raport, un așa zis aviz nefavorabil pentru Mircea Abrudean, însă liberalii au venit cu replica și au spus că, de fapt, Mircea Abrudean deține cel mai înalt nivel de clasificare ORNIS, acela de acces la informații de nivelul NATO, și că ar fi doar un pretext invocat de premierul Marcel Ciolacu pentru a nu îl numi pe Mircea Abrudean în funcția de secretar general al guvernului, în condițiile în care Mircea Abrudean, trebuie să spunem, este susținut de cea mai puternică filială PNL din țară, filiala PNL din Cluj-Napoca, este susținut, de exemplu, de Emil Boc, dar și de prim vicepreședinții Partidului Național Liberal, așa că Nicolae Ciucă ar putea avea mari probleme politice, probleme în partid, în cazul în care va ceda în fața premierului Marcel Ciolacu, și în cazul în care PSD se va impune în acest scandal și Marcel Ciolacu va reuși să numească alt nume decât Mircea Abrudean. Mulțumesc, și mai avem acum un nou breaking news, pentru că l-avem în direct pe ministrul energiei. Sebastian Burduja, chiar acum în direct cu noi. Bună seara, domnule Burduja. Preluați un minister extrem de complicat, în primul rând cu 2 găuri mari în acel celebru PNRR, pe tranșa a doua, 2 sarcini îndeplinite care în cuantum ar însemna o pierdere de câteva sute de milioane de euro pentru noi, dar dacă se duc ce treaba până la capăt, ajungem undeva la 1,4 miliarde. Care este semnalul dumneavoastră în acest sens? Bună seara, doamna Cățulescu, și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Mulțumesc pentru invitație. Am abordat întotdeauna cu maximă prioritate și seriozitate jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Este realmente un plan de țară, o foaie de parcurs pe care România și-a asumat-o și în calitatea mea anterioară de ministru al cercetării, inovării și digitalizării, am reușit să ne îndeplinim absolut toate jaloanele din PNRR la timp și același angajament îl am și aici. Sigur că în acest moment sunt în a doua zi la Ministerul Energiei, facem o evaluare a stadiului fiecărui jalon, a problemelor, provocărilor pe care le întâmpinăm. Ceea ce pot să vă spun că, în ceea ce mă privește, pe mine, pe echipa mea, voi face tot ceea ce este posibil să ne îndeplinim la timp aceste jaloane, iar acolo unde nu sunt îndeplinite, vom recupera în termen cât mai scurt decalajele. Și mai este o întrebare, că m-am uitat în programul de guvernare, acela oficial de pe site-ul Parlamentului și undeva pe la pagina 100 și ceva, se scrie că până în 2023 s-ar mai menține România plafoanele acestea la energie și gaze. E adevărat că pe piața externă, internațională, prețul gazului, dar și prețul energiei au ajuns la cote minimale, adică cele dinainte de pandemie. Ce ne puteți spune? Pentru că lumea se gândește ce se întâmplă cu factura mea, că mulți, de exemplu, nu știu, la o companie de energie are contract pe 2 ani la 4 lei kilowattul. Așa este. În primul rând, înțelegem foarte bine miza pentru români, pentru populație, dar și pentru agenții economici. În acest moment, nu trebuie să-și facă nimeni griji cu privire la eventuală modificare a acestor scheme de sprijin. Pe de o parte, pentru că înțelegem faptul că există români care au dificultăți la plata acestor facturi și vom face tot posibilul ca facturile la energie să fie la un preț cât mai scăzut. Pe de altă parte, pentru că atunci când vorbim de mediul privat, discutăm de competitivitate. Cu cât energie este mai ieftină, cu atât companiile românești, capitalul autohton, este într-o poziție mai bună față de competiția din Uniunea Europeană și din alte țări din lume. Așadar, în continuare, pe legislația actuală, vorbim de 2025 pentru o revizuire a actualului cadru de sprijin. Dacă vor exista modificări, ele vor fi
foarte bine cumpănite și efectuate numai în urma unor atente evaluări și consultări cu mediul privat, cu societatea civilă, cu toți cei interesați. Important, important. Mulțumesc mult pentru această intervenție. Foarte scurt, domnule Cociș, adică totuși în program scrie că 2023 ar fi momentul renunțării la plafoane. Bun, oricum cred că ideea de plafoane este într-o oarecare incompatibilitate cu studiile domnului Burduș. Am înțeles că a studiat la Harvard în Statele Unite ale Americii. Cred că acolo nu prea se poartă plafoanele astea, mai ales când energia la nivel european astăzi este mult sub plafoanele care au fost impuse. Adică s-ar putea totul să vină o veste astăzi bună și să avem prețuri mai mici, atenție, adică acum lipsa plafonului s-ar putea să vă aducă prețuri mai mici la factură. 10 secunde, doamnelor și domnilor, o scurtă pauză și vedem în exclusivitate și declarația ministrului Muncii Marius Budăi apropo de recalcularea și indexarea pensiilor și dânsul dă și o dată, 1 septembrie, imediat după 10 secunde. Până la 1 septembrie noi vom avea gata formulă de lege pe care vom aproba în guvern și o vom trimite în dezbatere în Parlament. Avem 3 grupuri de lucru acum la minister. Lucrăm pe legea salarizării, lucrăm pe legea pensiilor din sistemul public și lucrăm pe implementarea directivei privind salariul minim. În paralel avem alte grupuri de lucru cu care lucrăm pe digitalizare și pe ceea ce înseamnă implementarea reformei venitului minim pe incluziune. Dacă vorbim de sistemul de pensii, este așa cum am spus tot timpul, prima fișă pentru noi o reprezintă rezolvarea inechităților din sistem și, bineînțeles, un sistem predictibil ulterior de majorare a pensiilor. În siguranță, la începutul anului 2024 vom avea o majorare, iar dacă până atunci vor mai apărea alte evoluții, alte cifre și vom avea alte discuții în guvern, cu siguranță vă vom informa public. Nu va fi amânată de calcularea. Noi lucrăm, așa cum știți, la digitizarea datelor din sistemul public de pensii. În momentul în care vom avea trecută legea de Parlament și publicată în Monitorul Oficial, vom avea și noua formulă, va urma recalcularea. Sigur că la recalculare, parte din cei care au fost dezavantajați din cauza faptului că au ieșit în momente diferite la pensie, dar au contribuit similar la fel și au o pensie mai mică, se va face această echitate în sistemul public de pensii și cu siguranță vor câștiga la pensii. Da, asta a fost declarația domnului Budăi și în premieră domnia sa avansează această dată, 1 septembrie, pentru recalcularea pensiilor, adică existența unei noi legi pentru pensiile contributive. Este posibil, în opinia dumneavoastră, domnule Purice, în condițiile în care îl auzim pe domnul Budăi, dar ce drept însu, până acum era ministrul Muncii într-un guvern condus de un premier PNL, acum e ministrul Muncii într-un guvern condus de un PSD, și vreo 5 luni tot zicea că o face, dar n-a făcut-o. Acum credeți că se va pune cărbun pe foc și într-adevăr până în septembrie avem rezolvate acele inechități? Asta era întrebarea. Cine îl mai crede pe domnul Budăi? Să nu uităm că suntem în 19 iunie și pensiile speciale trebuiau rezolvate până la 31 martie. Ne-a tot promis domnul Budăi că rezolvă. N-a rezolvat. Deci e greu. Eu m-aș bucura să ne facă o surpriză plăcută. Acum nu știu dacă va mai rămâne în guvern până la 1 septembrie, când a anunțat dumnealui, dar... Stați puțin că tocmai l-au reconfirmat, adică ziceți că... Eu, din ce știu, rotativa asta trebuia să facă foarte repede și n-au avut timp de detalii și de toate numirile pe funcții. S-a mers pe repede înainte, au avut o fereastră de oportunitate uriașă prin care președintele Iohannis să-l numească pe domnul Ciolacu și au profitat de ea. Probabil micile ajustaje, precum și cea cu domnul Aprudean, se vor face din mers. Care domnul Aprudean, să nu uităm, că era printre puciștii care vreau să-l dea jos pe domnul Ciucă, pe foștii pedeliști din Ardeal, să-l dea jos pe domnul Ciucă, să prea puterea în PNL ca să nu se mai facă rotativa. Și acum vreți să lucreze cu Ciolacu ca la SGG? E imposibil. Dar revenind la pensii și la domnul Budăi, m-aș bucura să reușească să concentreze, mai ales că are mai multe grupuri de lucru, dar până acum experiența pe care o avem cu domnul Budăi la Ministerul Muncii de aproape 2 ani de zile, iată, e din păcate negativ.
Și mai o informație, cel puțin tot de la Ministerul Muncii o știm, mâine este, să spunem așa, ultima intervenție telefonică sau ultimul call pentru România apropo de pensiile speciale. La celălalt capăt al firului vor fi reprezentanții Comisiei Europene și certitudinea sau cel puțin certitudinea care reiese din mesajul public oficial este că aceste pensii speciale, inclusiv cele militare, se vor diminua printr-o, să spunem așa, supraimpozitare. Mircea Dogaru este chiar acum în direct cu noi. Bună seara, domnule Dogaru. Înțeleg că a fost deja o întâlnire înainte de acest last call, dacă îmi permite spectatorii, cu cei din comisie, vineri la Ministerul Muncii, și înțeleg că s-a luat așa și o decizie cât să fie supraimpozitarea aceea și pentru cine se va supraimpozita. Doamna Grețulescu, pensiile militare, cum spune domnul ministru al muncii, n-au ce căuta nici în PNRR și nici în legea proiectului de lege 244. Toată lumea ne spune asta, dar pentru că suntem mulți și tăcuți, și lasă-i să o încaseze. Se pare că noaptea e un sfetnic bun. Noaptea de joi spre vineri, domnului Ciolacu i-a venit o idee de geniu. Dă-mă de un patron de mare casino. Decât să iei mult de la puțin, mai bine iei mai puțin de la foarte mult. Ceea ce este mai mult decât interesant. Spre știința telespectatorilor, mai ales că este un mare jurist acolo în platou, pensiile au început să fie impozitate ilegal în România, practic din 2005 încoace, pensionarii fiind mințiți că li se va adăuga la pensie suma care le va fi tăiată prin impozit. A rămas minciuna pentru că au fost executați. Da, domnul Cojanu, an de zile de la Federația Unirea, se plângea că nu numai pensiile militare au fost făcute praf de Băsescu, ci și cele civile. Bun, domnul Dogaru, nu vreau să fiu nepoliticoasă, imediat, pentru că mai avem puțin timp și avem și un titlu în sensul ăsta. Înțelegem noi pe surse că supraimpozitarea asta va fi de 15% pentru acele venituri mai mari de 4.900 de lei. Da? Așa este. Că telespectatorii s-a cerut inițial o supraimpozitare de 30% pentru ce trece de salariu mediu brut, care e aproape 6.900, era 6.789. Ideea care a venit este pensiile care trec în brut de salariul mediu net, care e 4.900, să fie impozitate. Adică, știrea ar fi că cei peste 4.900 vor fi rase cam toate pensiile, pentru că în România se taxează doar munca, adică salariile și pensiile, nu cifra de afaceri. Diferența semnificativă este că această supraimpozitare se face pe partea necontributivă. Adică un om care se uită acum la noi și care a contribuit și are o pensie de 1.900-2.000 de lei. Militarii nu au contribuit cu un leuț, ca așa. Nu are această problemă. La militar nu contribuie. Dar la militar mai mult de 70% sunt sub 4.900, nu. Sunt foarte mult sub plafonul ăsta. Sunt excepții pensiile de 100 de milioane. De exemplu, domnul Ciuc are 18.000. Tocmai acum am zis, sunt excepții pensiile care... Sunt militari care se uită acum la noi și n-au visat deci în viața lor să aibă 18.000 pe toate salarii. Peste 4.900. Partea necontributivă, necontributivă. Peste acest nivel. Se așteptă mâine informarea oficială, dar până atunci vreau să am și un avertisment pentru cei care vor să plece în vacanțe și, cum bine știți, una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români este Grecia și acolo au fost inundații ca și în România și au venit imagini absolut horror de acolo. Mare atenție ce zone trebuie evitate cel puțin câteva zile de acum încolo, să privim imagini. Παιδιά, δείτε τι έχω πάθει. Με σκεπάζουν τα νερά, παιδιά, με στα μάξι. Παναγία μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά.
Majoritatea acestor imagini, doamnelor și domnilor, sunt din zona Halkidiki, Salonic, adică practic nordul Greciei. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați urmărit emisiunea și trebuie să rămâneți pe România TV. Victor Ciutacu este pregătit acum cu informații de ultim moment. Bună seara, Victor! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. În doar câteva clipe, o nouă ediție evenimente a punctului culmine. În Rareș, Bogdan plin de nervi. Ce i-au făcut când s-au împărțit funcțiile? Tupeu incredibil al lui Rareș Bogdan vorbește despre infractori, dar apare în dosare penale și alertă la Palatul Cotroceni intervenție pentru securitate. De ce se teme președintele Iohannis și care este riscul de cel mai înalt nivel la care este supus? Candidatura lui Ciolacu, planul aflat de Ion Cristoiu. Cea mai mare lovitură pe care vor să o dea la guvern în secret. Ce vor să-i facă lui Ciolacu pentru ca acesta să nu mai candideze la prima funcție în stat. Vă dezvălui și secretul banilor strânși la nuntă de Simion. Ce ascunde șeful AUR? Procuratura a luat urma banilor lui Simion și caută să vadă cine îl finanțează. O veți vedea și pe blonda care a prăduit tot în instituția statului. Luxul în care trăiește șefa blondă din banii pe care a avut grijă să-i dreneze. Carmen Tănase și Monica Pop trecute pe lista neagră după pandemie. Pe cine au deranjat cele două personalități după ce au vorbit negativ despre vaccinare? Cum au ajuns să fie umilite și interzise Monica Pop și Carmen Tănase? Veți afla în doar câteva clipe. Cele două vedete ruptă cerea în această seară. Pe cine acuză veți vedea imediat. Vorbim și despre etern promisă arestarea lui Putin, când au plănuit să-i pună cătușele. Și noua ordine mondială este dictată, amestecul Chinei va fi devorat în această seară. Întrebarea este în ce măsură este și România vizată. Pericol de holeră în România după anunțul ucrainenilor. Un medic celebru intervine și spune adevărul despre apa mării. Iar creierul uman a ajuns să fie conectat direct la computer. Cum sunt dictate gândurile? Aflați în doar câteva clipe. Rămâneți, merită!